Steaua București, cel mai titrat club sportiv din România, a sărbătorit vineri 7 iunie împlinirea a 72 de ani de existență. Clubul care a dat sportului zeci de campioni mondiali și olimpici a dorit să marcheze ziua de astăzi într-un mod altruist, donând sânge. Astfel, de la ora 9 dimineața, zeci de angajați, sportivi și antrenori de la Steaua au fost prezenți la sala Mihai Viteazul într-o acțiune umanitară organizată de Clubul roșialbastru Albastru, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină a Ministerului Apărării Naționale. Mulțumim foarte mult colegilor dumneavoastră și membrii clubului că s-au gândit la acest gest măreț și s-au mobilizat exemplar pentru această zi foarte frumoasă. Vă urăm și la mulți ani cu această ocazie și multe, multe împliniri, multe rezultate foarte bune. Timp de aproape 3 ore s-au colectat 10 de litri de sânge care vor ajunge în cel mai scurt timp către pacienții de la mai multe spitale din București. Angajații sportivi și antrenorii clubului Roșalbastru au părăsit sala Mihai Viteazu cu zâmbetul pe buze conștienți că gestul mic de astăzi reprezintă un ajutor mare pentru semenilor aflați în suferință. Mă simt foarte bucuroasă, sunt fericită că am făcut acest lucru. Este prima oară, abia am împlinit 18 ani, aveam de gând să facă și acest lucru la un moment dat și acum s-a ivit ocazia. E un lucru care cred că ar trebui să-l facă cel puțin o dată, dacă nu pe an sau în viață, să-l facă cel puțin o dată să doneze sânge. Este nevoie de sânge pentru că majoritatea spitalelor duc lipsă de, de donatori, și este un lucru foarte frumos care ar trebui să fie făcut mai, mai des. La mulți ani, Steaua București.